După un parcurs destul de bun în ultimele etape de campionat, gruparea dâmbovițeană de Liga 6-a Neajlovul Puntea de Greci a început să dea rateuri. Ocupanta locului 4 în clasamentul Seriei Sud a făcut spectacol în jocul de acasă cu Săgeata Cătunu în urmă cu două etape, perforând poarta echipei vizitatoare de numai puțin de 9 ori, stabilind totodată și scorul etapei cu numărul 20. Duminică însă, Neajlovul Puntea de Greci nu a mai ajuns la arena de fotbal pentru disputarea partidei din deplasare cu Voința Crețu și a pierdut prin neprezentare cu scorul de 3-0. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei cu numărul 21 din campionatul Ligii a 6-a Dâmbovița, cât și clasamentul la zi sunt următoarele.